pătureză, tatuat. Mamă, mamă, mamă. Acestea fiind spuse, să începem cu începutul și anume cu localizarea în spațiu și timp. Nietzsche are de aflat multe despre lucrul unde a ajuns și nu numai. Aici este terasa. Genul meu de băiat. Ok. Eu sunt sinceră. Îmi place peisajul rău de tot. Da, nu știu să mai plac, o să te plătisești de el. Tocmai ce a venit un scop și acela e de a mă întâlni. Aici e camera șefului săptămânii, al lui Armando. O să-i cunoști. Așa mă intrigă. Aici este baia apartamentului. Este super tare, doar că noi ne facem baie în cadă doar în costum de baie, știi că e aia. Baie. Și n-ai deloc intimitate. Mă simt ca la un tur din aici, că vreau să cumpăr, ca să zic sincer. Aici este dormitorul meu. Așa da prezentare, însă pe nu concurența putea să-l intereseze mai mult de fapt ce nu se vede cu ochiul liber. Chiar îmi place. Văd că-ți place. Totul este la comun și dușurile. Da. Hai să vedem. Ei, ce-o fi, o fi, dar e bine că-ți place, că prima dată nu erai cu niciun. Da. Și fete și băieți, tot grămadă camerele pe tine, n-ai unde să te schimbi decât în duș sau în baie. Ești in love? Da. Și asta e casa miroasă. O să te pisești. Ai un zâmbet preci. Într-un duce, povestea casa miroasă abia acum începe și după câte se pare, are multe de aflat. De exemplu, părerile fetelor. Dar ce ne-ați când îți place? Păi probabil că nu este ceea ce v-ați fi așteptat voi să fie. Nu e adevărat, wow. E frumos ca băiat. Nu, e frumos ca băiat, doar că mie nu-mi plac băieții ăștia de-n păpușă. Gen așa foarte frumos și frumos. Mie da. Ține la glumă, e tot ce trebuie. Mie îmi place. Și ce-mi place să fii păpușă așa, știi? A fost o primire foarte bună. Călduroasă din partea tuturor, pot să zic chestia asta. Tare. Se curgă râuri de șampanie, dar se curgă și cu păreri, de preferință cât mai elocvente. Veți un par de șampanie cu noi? Da, mea, acum o mea. Mă, dar mă, să fie! E ok, dar zice că nu pleacă! Într-al mici în casă, mie mi-a plăcut. Îmi place să am concurență, cum se spune, îmi place să văd și fetele cum se comportă cu un băiat nou, că tot voiau ele să intre un băiat nou. Către emisiune. Tocmai ce are un mister care trebuie descoperit.